Au început să iasă la suprafață noi informații din dosarul lui Sorin Oprescu. Și sunt aur curat. Vă promit, toate așteptările vă vor fi răsplătite. N-ați mai văzut așa povești de la Stan și Bran? Episodul ăla în care Stan și Bran sunt prinși în flagrant de DNA. Sau, cum îi spune, Izauro? Cum îi spune, dragă? Ce fac ăia de la DNA? Frangant. Așa, fată, bată-te să te bată. Frangrand ăsta, cum îi zici tu. Deci date noi și foarte gustoase din dosarul lui Sorin Oprescu. El caută aur, eu cu totul și cu totul altceva. Noroc că măcar la capitolul detalii picante Oprescu a avut decența să nu-și dezamăgească alegătorii. Că rest... Primarul avea o relație atipic de apropiată cu Bogdan Cornel Popa, directorul administrației cimitirelor și crematoriilor umane, cu care mergea la evenimente la care altfel acesta din urmă n-ar fi avut acces. Recepții la ambasade, la Palatul Cotroceni, participarea la vizite oficiale în străinătate, cum a fost cea din Statele Unite ale Americii. Stați puțin să înțeleg și eu. Deci cel mai bun tovarăș al lui Oprescu era șeful de la cimitire, pe care îl plimba peste tot ca pe o pițipoancă? Păi normal că-i Bucureștiul plin de gropi, dacă primarul e prieten cu șeful groparilor. Vedeți, astea-s detalii pe care legătorii ar fi bine să le știe înainte de alegeri, nu după aproape două mandate. Cine e cel mai bun prieten al tău, domnule candidat? Groparul. E, lasă, mai stai o tură, să vină altul. Groapa adâncă din Piața Iancului din capitală, prezentată primarului general în urmă cu 10 zile la emisiunea După 20 de ani și pe care el a promis că o va stupa în 3 zile, a dispărut în sfârșit din peisajul rutier. E, vedeți? Îi dăduse omului un business. Bogdanele, mergem mâine să bem o bere cu Obama, dar până atunci sapăm și mie 2-3 mii de gropi prin București. Dar să fie d-alea bune, țâță de mâță, ca pe Ghencea militar, nu rahaturi. Și asta nu e tot. În seara zilei de 2 septembrie, Sorin Oprescu a avut o întâlnire în biroul său cu Bogdan Popa, în care au dezbătut mai multe chestiuni, inclusiv o suspiciune a primarului conform căreia ar fi vizat de o anchetă. Discuția a fost înregistrată ambiental de anchetatori și din ea reiese că Oprescu îl suspecta pe fostul său șofer, făcând o legătură și cu cămătarii cu care Cristian Stanca ar fi prieten și rudă prin alianță. Așadar, Oprescu e prieten cu șeful groparilor. Șoferul lui Oprescu, Grenadă. Asta e o poreclă recentă, adică a explodat de curând, domnul Grenadă. În fine, nu contează. Deci șoferul Grenadă e prieten cu cămătarii. Dacă mai caută mult DNA-ul, o să descopere că menajera lui Oprescu avea legături cu Stalin, iar grădinarul era rudă cu Pablo Escobar. Dar altfel, domn primar, era curat ca lacrima, vă spun. Totul e o coincidență. Oh, ce surpriză! Săruna! Și stați puțin, că bomboana de pe colivă abia acum vine, fiți atenți! Că inculpantul cunoștea proveniența ilicită a sumei de bani primită rezultă în mod clar din conținutul dialogului purtat cu Popa Bogdan Cornel în locuința sa, când imediat după remiterea banilor, spunându-i se 25 de la Mogoșoaia, reacția inculpantului a fost aceea de a spune: da, 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 mulțam. Uitați, bucureșteni, ce domn ați ales! Un gentleman adevărat, care știe să spună mulțumesc atunci când primește o șpagă. Asta e problema cu tinerii corupți din ziua de azi, măgarilor. Nu mai aveți pic de respect. Bă, când primiți o șpagă, pupați-i mâna, măgarilor. Ajutați șpaga să treacă strada, oferiți-i locul în autobuz și, mă rog, în timp, poate o să ajungeți și voi acolo unde vă e locul, în beciul domnesc. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, ce dracu!